Oameni buni, bine v-am regăsit la o nouă ediție din Secretele Brașovului. Încă mai avem un pic de vară așa ușor și ne îndreptăm către toamnă, dar se pare că tot căldura s-o să fie, așa că încă din punct de vedere al transportului, dacă vă uitați în oraș, totul funcționează, dar încă pe căldură așa. Da, să sperăm că ușor așa trecem și în zona de toamnă și o să putem să respirăm mai bine și o să ne fie dor până la urmă de zile astea de vară, că așa se întâmplă de fiecare dată. Astăzi aș vrea să abordăm exact partea pe care am amintit-o, legată de transportul în Brașov și nu numai. O să discutăm, așa cum v-am obișnuit de fiecare dată, și mergem la sursă ca să aflăm informații concrete legate de tot ceea ce avem în municipiul Brașov în speță, dar ne extindem puțin și mai încolo. Așa că l-am alături de mine astăzi ca și invitat pe domnul Adrian Oprică, președintele Organizației Municipale PNL și totodată consilier local. Bine ați venit la Secretele Brașovului. Bine v-am găsit. Bună ziua, în primul rând. Vă mulțumesc pentru prilejul acordat de a fi astăzi aici, de a putea transmite niște mesaje, cum a spus și dumneavoastră, legate de transportul în comun, transportul în general, de felul în care se poate ajunge în municipiul nostru și de multe altele. Sperăm să avem emisiune. Da, și haideți să începem. Vă propun, uite, chiar mă uitam acolo că au pus colegii mei în spatele dumneavoastră. Este o poză cu gara din Brașov. Cred că este un subiect sensibil pentru noi brașovenii. De ce? Pentru că eu o spun din punctul meu de vedere, care are tangență mai puțină cu gara, dar de fiecare dată când merg acolo, nu încetez să mă minunez. Eu când eram copil era mai frumoasă decât e acum și am înțeles că tot timpul există, știu că Primăria Brașov și Consiliul Local au tot încercat să o preia în administrare cumva. Nu știu în ce situație sau spuneți-ne puțin care e situația, cum s-a ajuns și... Este o problemă. Gara Brașov, eu o consider principala poartă de intrare în Brașov. Deoarece discuția aeroportului Brașov este la Consiliul Județean, acolo toate lucrurile au o traiectorie, dar am înțeles că o să mai dureze. Telenovela autostrăzii Comarnic Brașov sau București Brașov sau Brașov Sibiu Brașov orice Târgu Mureș. Văd că cei de pe la București ne cam ocolesc municipiul. Asta în ciuda faptului că Brașovul este cotat după capitală, după municipiul București, municipiul cu cel mai mare aflux de turiști. Iar în perioada asta este o perioadă bună, pentru că luna august este o lună de vârf pentru turism la Brașov. După cum spuneam, gara Brașov, principala poartă de intrare, o poartă care nu ne reprezintă, nu reliefează cum arată de fapt Brașovul. Spuneam într-un sincron dat, mulți dintre turiști, mulți dintre brașoveni nu cunosc faptul că gara Brașov nu este în administrarea, în proprietatea municipiului Brașov sau a primăriei Brașov. Și vin la noi cu tot felul de probleme care se întâmplă în gară, cu felul în care arată gara Brașov, iar omului, dacă nu-i dai o rezolvare foarte clară, pleacă dezamăgit. Noi nu dorim să facem treaba asta, de aceea am demarat anul acesta o campanie de strângere de semnături. Am strâns 12.000 de semnături, am decis să o continuăm. Întrebăm brașovenii, întrebăm turiștii care vin în Brașov, în cele 17 locații de corturi pe care le avem și le vom face până când le vom ține în stradă până când ne va permite legea. Este perioada de campanie electorală și atunci nu poți fi prezent în stradă în acea perioadă, cu 30 de zile înainte de alegeri. Și, după cum spuneam, vom întreba brașovenii, turiștii, dacă sunt de acord ca gara să intre în administrarea primăriei Brașov, astfel încât primăria Brașov să aloce buget pentru a da o nouă față gării Brașov. Când spun asta, spun atât zona de gară propriu-zisă, cât și zona de peroane.
Am văzut gări în orașe, în orașe europene, gări în centrele orașelor, care arată superb. Discutăm chiar de posibilitatea de a îngropa tot ceea ce înseamnă calea ferată de la un anumit tronson, de pe un anumit tronson în municipiul Brașov. Tot ceea ce a depins de noi, și spun de la zona de peron din fața gării, am încercat să-i dăm o nouă față. Fie că s-au dezvoltat niște parteneriate, fie că am fost de acord cu niște investiții private, fie că am făcut investiții proprii. Și aici discutăm de desfințarea, să o luăm așa, din mai vechime. Fie că am fost de acord cu desfințarea bazarului din stânga, din dreapta gării, cum ne uităm la gară, fie că acum în zona în care venea circul a apărut un mall, fie că există investiții, terminal rat plus parcare în partea stânga gării, investiție care este în momentul de față pe POR, pe programul operațional. Fie că discutăm de înfrumusețarea, de ce nu, a sălii sporturilor, de sistematizarea circulației de la gară, prin noua girație care se va face. Și de ce nu? Pentru că avem această problemă, calea ferată care desparte municipiul nostru în două, zona tractorul Coresii și zona gării cu partea de centru civic. Avem cel mai proaspăt proiect de investiție, se numește podul Hobanat, care vine între gară și sala sporturilor, care vine să rezolvă o problemă de transport, cum spuneam, de mobilitate. Totodată legat, până când se va face acest pod Hobanat, discutăm și cetățenii pot să vadă proiectul de lărgire a străzii 13 decembrie. Am avut un hop, domnul primar a avut o discuție cu directorul CFR și am primit acceptul de a mări benzile de pe 13, pe sub podul, pe sub podul de cale ferată de pe 13 decembrie. Eu zic că este un pas important, este un pas important dialogul pe care domnul primar l-a avut cu directorul CFR. Poate va fi un pas important și în ceea ce înseamnă acest proiect al nostru de preluare a gării Brașov, pentru că municipiul Brașov are tot interesul să facă o gară demnă de un oraș european cum este Brașov. Apropo de ce spuneați, în afară de partea de practica gării, ok, vii, pleci și așa mai departe. Mă întorceam de curând din Olanda și chiar am mers cu trenul prin câteva gări acolo și îmi povesteau cei de acolo, m-am interesat și am întrebat chiar apropo de gările astea și în afară de gările de acolo care nici nu au niciun grad de comparație cu ceea ce avem noi aici, fie că erau independente din punct de vedere cu panouri solare, cu erau adevărate bijuterii arhitecturale, adică te uitai la ea, intrai ca într-un... Era efectiv o bijuterie arhitecturală și au fost construite prin câștigarea unor concursuri de arhitectură de către arhitecți, fie că din exterior sau din interiorul Olandei. Ți era mai mare dragul să intri în ea. Curățenia, nu mai vorbesc, adică gările erau multe lucruri. Gările sunt niște obiective foarte importante pentru un municipiu. La fel cum este primăria, la fel cum sunt sediile unor instituții importante. Acestea pot fi niște cărți de vizită foarte interesante pentru mulți arhitecți. Tranzitează zeci de mii de oameni exact pe acolo. Da, e greu să compari gara noastră Brașov cu tot cred ceea ce cu spune. Oricare alta, cred că pe care am văzut-o acolo, da. Gara trebuie să fie un centru urban, trebuie să deservească, după părerea noastră, mai mult decât nevoia de poate a-ți oferi o facilitate de a te urca în tren dacă ești normal. Trebuie să fie niște benzi pe care și persoanele cu dizabilități să aibă un acces facil la acest tip de transport, care este un tip de transport foarte important atât pentru transport interurban, cât și pentru, de ce nu, un transport metropolitan. Pentru că dacă ținem cont de desfășurarea rețelei de căi ferate, România, înainte de 90, stătea foarte bine.
astfel încât cel puțin în județul Brașov sau în zona limitrofă a Brașovului avem o rețea foarte bine structurată de cale ferată. Practic, nu discutăm să ne legăm de predeal. Aici o să revenim cam cât se face pe calea ferată de la Predeal la Brașov și cât se face de la Predeal la București, că timpii sunt cam aceiași. Da. Da? Dar discutăm cu legarea spre Hărman, Preșmer, Sfântul Gheorghe, de ce nu? Pe partea de Zărnești, spre partea de Feldioara Bod, unde este cuprins să se facă și acel proiect de intermodal. Da. Sunt proiecte interesante. Poate deveni, de ce nu, o soluție pentru transportul metropolitan. Toată lumea știe că dacă ai un grad de încărcare foarte mare, transportul pe cale ferată este net competitiv față unui transport pe șosea. Timpii sunt mai buni și ca poluare și, de ce nu, și ca preț. Da, exact. Da. Și asta să nu mai punem la socoteală acum, în sezon, dacă vrei să te duci la București, în mod cert faci mai puțin cu trenul decât cu mașina, cred că pe oriunde ai lua-o. Da, așa este, așa este. Și dacă s-ar rezolva micile probleme între sectorul de cale ferată Predeal Brașov, pentru că vă spuneam, aproape o oră jumătate faci de la București la Predeal și peste 45 de minute de la Predeal la Brașov. Asta 27 înseamnă, de kilometri sunt. Da. Exact, 140 de kilometri faci într-o oră jumătate, iar 27 de kilometri faci în 45-50 de minute. Este un punct minus pentru noi, pentru că, repet, transportul pe calea ferată ar putea fi o soluție foarte bună. Bun, hai ca să încheiem partea cu calea ferată și cu gara. Ați spus și ați menționat mai devreme că aveți campania de strâns de semnături. Da. Încă unde se pot? Adică dacă cineva ar vrea să semneze pentru așa ceva, sunt puncte în oraș în general? Da. Adică toate zonele importante ale municipiului, da? Brașov, am acoperit toate cartierele. Fie că discutăm de, hai să începem cu zona centrală, unde sunt amplasate două corturi vis-a-vis de Modarom, vis-a-vis de Hotelul Aro pe Bulevardul Eroilor, în zona Bartolomeu Molnar Ianoș, tot în zona Bartolomeu la Complexul Mare, cum se știe, în tractorul în zona Pieței, în cartierul Kreiter, în zona magazinului, nu știu dacă să-i spun, magazinul supermarketului din cartier. Așa. Onyx-ul, că am mai văzut unul parcă iar. Exact. Deci sunt corturile care în Astra pe pietonal, calea București cu Saturn, deci sunt, da, suntem peste tot, în cartierul Noua, în cartierul Răcădău, sunt corturile noastre ale Partidului Național Liberal și noi continuăm această strângere de semnături pentru a sprijini inițiativa noastră, pentru că considerăm că este cea mai simplă variantă de a asigura un transport competitiv între București și Brașov până va fi gata acest aeroport. Da. și nici atunci, că știți, adică poți să faci un aeroport, discuți cu cine operează și vezi un pic care sunt cursele, exact, care ți le oferă. Deci nu cred că aeroportul Brașov se va ridica vreodată la nivelul aeroportului Otopeni. Nu, și cred că nici nu are de ce. Nici nu cred. Și atunci, în mod normal, dacă asiguri un transport foarte bun către București, să zici, să faci, Doamne ajută, o oră, ori cu mașina, să ne dea Dumnezeu acel sector Comarnic-Brașov de autostradă sau cu trenul, atunci este mult mai simplu pentru toată lumea. Da. Haideți să trecem, vă propun să trecem puțin și către transportul din Brașov. Au apărut deja autobuzele noi, s-a tot scris, nu o să mai insist asupra acestui aspect. Știu că deja e vorba o și de autobuze. Exact, da. Asta voiam să, da, să ne mai dați din casă, că acum la secrete așa e. Știu că mai sunt apar cele electrice. Cum se extinde ratul și care este ideea? Pentru că știu că au fost ceva probleme cu unele, mă rog, legi sau ceea ce a făcut guvernul, care la un dat a limitat. A făcut cum se face în România. A făcut în cum se face, da, pe scurt și așa, niște o lege care practic
să-ți limiteze și să dea accesul unui transport de proastă calitate în zona metropolitană în detrimentul unuia de bună calitate și mai ieftin? Sunt organisme care trebuie să verifice felul în care se face transport privat, public, dar ceea ce a făcut guvernul practic a scos din sfera transportului public transportul intrajudețean. O inerție. Adică, exact ce ar trebui să faci în mod normal. Adică, da, dacă mă duc din tractorul Noua, sunt transport public. Dacă mă duc din Brașov în Bod, nu mai sunt transport public. Da. Este... Cred că numai acest guvern putea să facă treaba asta. Dar am înțeles că avocatul poporului a atacat, sunt șanse să se revină într-o stare de normalitate. Cu transportul public, cu mobilitatea, în primul rând în Brașov, am pornit de la niște premize. Noi avem planul de calitatea aerului și de reducerea noxelor. Putem să ne plimbăm și eu și dumneavoastră cu mașini electrice, nu se reduc noxele, sau mult mai bine s-ar reduce noxele dacă mai mulți dintre brașoveni ar folosi transportul în comun decât mașina proprie. Și pentru asta trebuie să venim cu niște aturi și să ne formăm niște aturi, să avem niște facilități în plus. Iar am început prin înlocuirea unei importante părți din flota noastră. Sunt 105 autobuze Euro 6 moderne cu Wi-Fi înăuntru, care dau căldură iarna, care au aer condiționat pentru perioada de vară. Să îmbunătățim condițiile de transport. A fost o finanțare a Berdului. Acesta a fost un prim pas. După aceea avem în proiect 51 de noi trolebuze, pentru că în Brașov avem și rețea de trolebuze. Discutăm de 32 de autobuze electrice, or să mai vină încă 20 pe diferite linii de finanțare, fie că discutăm de fonduri de la Fondul de Mediu. Tocmai sunt bani care sunt veniți pentru orașele care se spune că are probleme cu mediul, dar și aici este o chestiune discutabilă. Dar avem niște măsuri pe care, fiind în planul de calitate a aerului, trebuie implementate. O altă măsură a noastră, avem vești bune, fie că facem pe port, fie că facem din fonduri proprii, discutăm de benzi dedicate pentru transportul în comun, astfel încât să ne putem ține de cuvânt, de fapt societatea arată să se poată ține de cuvânt în timpii care spune că ajunge în stații, și brașoveanul să simtă că la o călătorie din cartierul Tractorul până în centru poate fi mai scurtă decât dacă o face cu autoturismul personal, luând în calcul cât timpul de deplasare, dar și timpul în care trebuie să-ți cauți parcări prin centru. Centrul Brașovului este o zonă aglomerată a orașului. Totodată pe POR este prinsă o bandă dedicată pentru transportul în comun care leagă cartierul Astra în zona Saturn până în cartierul Bartolomeu, capăt de linie. Discutăm o zonă de parcaj, park and ride, tot în zona fostului stadion municipal. Sunt niște investiții pe care Brașovul vine și le face tocmai pentru a puncta la acest capitol numit mobilitate, și venim în sprijinul cetățenilor, că sperăm să creștem de la 30% cât în momentul de față folosesc transportul public, deci la 40-50-60%. Sunt niște obiective îndrăznețe pe care ni le-am propus, dar după părerea mea nu sunt de neatins, tocmai că venim cu aceste facilități. O întrebare legată de banda dedicată, da. Pentru că, da, dacă mergem în alte țări, vedem că pe acolo pe unde merge autobuzul și sunt două dungi continue sau așa, păi nu calcă vreo mașină pe acolo, că sunt probleme. Exact. Da.
mă gândesc că așa va fi și aici, adică ca să poți o ții dedicată, pentru că altfel, na, de persoane cu inițiativă nu ducem lipsă. Discutăm despre un proiect foarte clar, vă spuneam, vine de pe Bulevardul Saturn, Bulevardul Vlahuță, Bulevardul Gării și ajunge la stadionul municipal. Aceea este o bandă continuă pentru transportul în comun. Ceea ce discutăm pe Bulevardul 13 Decembrie și pe axa tractorul centru, se vor face niște trasee experimentale care efectiv sunt vizate doar zonele în care fac DOP de circulație. Da. Este vorba de sensul giratoriu de la Independenței, sensul giratoriu de la Făget și sensul giratoriu de la Onyx de pe acest traseu. Deci cam pe acolo se va începe cu de la câteva sute de metri înaintea sensului și după sens. În rest rămân cele dedicate care sunt? În rest rămân, pentru că odată ce lărgim strada 13 decembrie, vreau să zic bulevard, e mare deja. Cred că trebuie să-i transformăm numele. Trei benzi pe sens deja. Da, deja discutăm de o zonă de acces în cartierul nou. Care crește văzând cu ochii și acolo sunt oameni care locuiesc. Dacă stai într-o dimineață la intersecția Zaharia Stancu cu 13 decembrie, vei vedea mașini de Buzău, Galați, Bacău, Neamț. Numai de Brașov nu prea vezi, da. Și mașini care nu sunt în tranzit. Na. Nu, ele ies din cartier, deja sunt oameni care locuiesc, dar n-au apucat să-și treacă mașina. Mutații, nu știu. Exact. Dar ei lucrează în Brașov. Viața sau, lor ei, ce sau clar, în zona da. Metropolitană, copiii lor învață la școli, sunt duși la creșele și la grădinițele din municipiul Brașov. Apropo de poluare și apropo de transport și mobilitate, știu că există și s-a discutat puțin pe zona asta un proiect prin care deocamdată pilot, am înțeles, că se face numai pe centrul Brașovului, tocmai pentru a reduce aglomerația, a reduce poluarea, prin care să fie duși, e vorba de liceul Honterus în primă fază, pentru școala că 6, e cel din centru și școala 6, exact, prin care copiii să fie duși acolo. Am înțeles că există deja un proiect cu autobuze rat care vor veni din câteva zone ale orașului și... Brașov, municipiul Brașov a făcut 5 sau 6 terminale. În momentul de față este un proiect pilot, ceea ce vizează liceul Honteru și școala 6. Vedem dacă extindem și cu, Șaguna, și cu Colegiul Național Andrei Șaguna și cu pedagogicul. Deocamdată se va pleca din două zone, zona Poenelor, Astra și din zona Bartolomeu. Cu siguranță nu prinde numai municipiul Brașov, se va prinde și cel puțin cea din care pleacă de la municipal, de la capătul de linie, din terminal, de la fostul municipal, vin și copii elevi din Ghimbav și Cristian. Dar s-a făcut o analiză, s-au discutat cu părinții, au văzut care este nevoia. Și practic se va pleca la ore fixă, părinții vor aduce în terminal unde au parcări special amenajate pentru cei care folosesc transportul public. Îi vor urca în autobuz, autobuzul va avea un polițist local, polițistul local va fi răspunzător de bunul mers al copiilor din terminalul RAT până la unitatea școlară. Cu acest tip de transport special pot să meargă și cadrele didactice ale respectivului lor unități de învățământ, fiind ca un element în plus de siguranță pentru copiii școlari care sunt aflați în mijloacele de transport. Bun, și acum că mai avem puțin timp, v-aș ruga să ne spuneți un pic la ce să ne așteptăm în următoarea perioadă. Nu știu, dar în afară de cele pe care le-ați spus, clar că în transport tot timpul se va întâmpla ceva, evident, pentru că societatea evoluează, nu o să stea pe loc. Ce ar trebui, nu știu, care ar trebui să fie poate mai des atitudinea brașovenilor, special că turiștii poate ei vin, tranzitează, vin, pleacă, vor să ducă cu mașina de cele multe ori până în fața hotelului, dacă se poate, sau magazin. Dar...
poate și turiștii și brașovenii, că așa suntem noi ca oameni, să alegem întotdeauna varianta cea mai simplă, iar varianta cea mai simplă nu este musai câteodată cea mai frumoasă. În viitor, turiștii și aici, referitor la brașoveni, ar trebui să stea foarte mult de vorbă cu turiștii. Turiștii apreciază foarte mult orașul Brașov, municipiul Brașov. Un om care vine o dată pe an în Brașov își dă seama de felul în care se schimbă Brașovul, de curățenia din Brașov, de faptul că avem o circulație aranjată la cât de multe autoturisme avem. Face comparație probabil cu orașul din care provine și atunci are ce să compare. Brașovenii, în schimb, s-au obișnuit la Brașov, s-a ridicat un pic standardul de viață, nu degeaba suntem municipiul care avem, s-a făcut un studiu la Banca Mondială, suntem municipiul care avem posibilitatea și suntem cel mai plăcut de către români. Și la întrebare în ce oraș te-ai muta dacă ar fi să te muți să nu mai stai, 50.000 s-ar muta în Brașov. Deci cam asta ar fi o estimare a Băncii Mondiale de posibilitate de atragere a municipiului Brașov în următorii 5 ani. Adică ne mai facem două cartiere. Ne mai facem mai multe. Bune! Da. Ne bucură acest lucru, ratingul Brașovului este un rating bun, iar este un element la care orice municipiu trebuie să se raporteze, dar proiectul meu de suflet și mă bucur foarte mult că au fost făcuți pași importanți este ceea ce se va întâmpla în locul stadionului municipal, pe toată acea zonă. Se va face o zonă de parc, am văzut un studiu de fezabilitate foarte bun, acum vor mai lucra la el și se va face sala polivalentă. De sală polivalentă Brașovul are nevoie. Este o sală polivalentă foarte mare, 10.000 de locuri plus încă 2.000 de locuri pe zona de teren de rezervă. Practic nu este făcută numai pentru a găzdui evenimente sportive. Putem discuta despre târguri, putem discuta despre concerte, sunt și cu tot ceea ce va însemna dezvoltarea de acolo pe anfiteatru și pe posibilitatea de a organiza evenimente în zonă, cred că Brașovul va crește semnificativ. Pentru că Brașovul are o infrastructură foarte bună sportivă și este foarte simplu, în momentul în care ai infrastructura bună, să organizezi competiții sportive. Da, mulțumim și de informația asta. Domnule Adrian Oprică, mulțumesc încă o dată pentru prezența la Secretele Brașovului și pentru faptul că ați dat așa din casă cu ce o să mai întâmple și vă aștept cât de repede posibil pe măsură ce lucrurile astea o să progreseze și pe măsură ce avem ce transmite brașovenii. Cu drag voi veni, vă mulțumesc foarte mult încă o dată și o zi bună în continuare și un weekend frumos. Asemenea. Oameni buni, atâta pentru prima parte la Secrete. Luăm o scurtă pauză și ne revedem.